Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă prezint însoritul oraș Lienz. Lienz este capitala districtului Lienz din regiunea Tirol. Mai este numit și orașul însorit, deoarece soarele își arată fața în medie câte 5 ore pe zi zilnic. După cum puteți vedea chiar și acum. Bine că mi-am luat ochelarii de soare, nu-i așa? Lienz a devenit oraș cu drepturi depline în anul 1242, deși este atestat documentar încă de la 1030 și este locuit din timpuri străvechi, adică dinaintea erei noastre, de către celți. Celții, locuitorii străvechi ai acestor ținuturi, au fost ocupați de către romani la începutul erei noastre, iar romanii chiar au construit un oraș aflat la 2 km departare de Lienz, numit Auguntum. Ruine pe care le puteți vizita și unde se află și un frumos muzeu. Dar, destul cu atâta teorie, să vedem în practică ce putem vizita și face în acest oraș. Aici este gara din Lienz. Autogara se află chiar lângă gara. Acesta este Draubrücke. După cum puteți vedea, semnele iubirii sunt și aici, în Lienz, prezente. Cine zicea că austriecii nu sunt romantici, nu? Când privesc aceste imagini, gândul mă duce inevitabil la un alt pod asemănător din Veneția. Apropo, știați că de aici până la Veneția sunt doar câteva ore de mers cu mașina? Interesant, nu? Putem da o tură și la Veneția, poate. Hofgartenbrücke, 1962-63, anul construcției. Acesta este Spitalbrücke. Iar acesta este râul Isel, unul dintre cele două râuri care străbat orașul. Atâtea direcții, atâtea locuri de vizitat, unde să mergem? Să mergem în parcul Isel. Copiii mici, sub 12 ani, se pot juca în acest parculeț din parcul Isel. Vreți să aflați mai multe despre râul Isel? Aici în parc găsiți informații. În 2005, Lienz a fost cel mai frumos oraș cu flori. Și în prezent este foarte frumos împodobit cu flori, care se găsesc la tot pasul. Aleea cu trandafiri, aflată tot în parcul Isel. La fiecare intersecție găsim un asemenea rondou frumos împodobit cu flori. Am terminat cu parcul Isel și ne vom îndrepta spre centrul orașului sau spre orașul vechi.
Acesta este centrul orașului. O zonă liberă pentru pietoni. Să mergem să-l vizităm. În centru se află primăria orașului. După cum puteți vedea, este foarte frumoasă. Aceasta este școala. Aceasta este biserica franciscană, ridicată în anul 1349. Această statuie se află în centrul orașului încă din anul 1861. Oamenii și-au scos rufele la uscat. Astăzi au venit și țăranii să își vândă produsele în centrul orașului. Și găsim tot felul de produse, de la carne, la pâine, la băutură, fructe, plănuri, în centrul orașului găsim o mulțime de magazine de haine. Și o mulțime de magazine de suveniruri. Un alt magazin de suveniruri. La Tally Vale avem reduceri. Peste tot avem reduceri. Sunt reduceri și la Țeuda. Puteți face o sesiune de cumpărături și în magazinul universal al orașului. Putem bea o cafea sau un suc. Puteți mânca o înghețată. Aici puteți mânca la un restaurant chinezesc. Există și un McDonald's. Să nu vă mirați dacă un kelner o să vă întrebe în italiană. Aici fiind foarte mulți italieni, iar orașul se află la granița cu Italia. Așa că dacă știți limba italiană, v-ați scos. În Lienz există un castel vechi din secolul al XIII-lea. Să mergem să-l vedem. Se pare că există un eveniment cu mașini vechi și tocmai trec prin oraș. Salut, salut! Salut! Thank you.
Castelul a fost construit între anii 1250 și 1277 de către colții de Görz. Derrière le monsieur, derrière. Tot aici putem să schiem, să ne dăm cu sania sau să ne cățărăm într-un parc aflat în apropierea orașului. Să mergem să vedem despre ce este vorba. Acesta este castelul alpin din Liege. Aici vedeți prețurile afișate. O singură călătorie costă 9,50 € pentru adulți. După cum puteți vedea, aici aveți o mulțime de lucruri de făcut. Să vă dați cu sania, să vă plimbați prin natură, să vă cățărați, să mergeți la zoo. O mulțime de lucruri atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Puteți face rafting sau să vă dați cu caiacul. Și am plecat la drum cu telefericul pentru a ne da cu sania. Să vedem cum va fi. Va fi ceva de genul. Frumoasă priveliște, nu? Și nu mă refer la mine. De aici vă puteți cățăra în Clatter Park, unul dintre multele trasee. Aveți de unde alege. În decembrie se ține un concurs de schi aici. Puteți veni. Dacă vreți să vă cazați la cel mai tare hotel din oraș, aici trebuie să veniți. Grand Hotel Lienz. Un hotel de 4 stele. Un hotel unde puteți trăi ca bogații. Sau vă puteți caza aici, la Golden Refish. Sau doar să luați masa. Sau vă puteți caza aici, în centrul orașului. Sau aici, la acest frumos hotel de pe colț. Dragi prieteni, eu sunt Fag Călătorul, iar acesta a fost clipul meu despre Liege. Sper că v-a plăcut și ați reținut ce puteți face aici, da? Puteți să vă dați în Ostirodler, ceea ce eu vă recomand din toată inima. Puteți să vă încercați puterile de cățărători și de mânarea în Clatter Park. Puteți să vă plimbați prin munți, puteți să mergeți să vizitați ruinele orașului roman Auguntum sau puteți să mergeți la Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria, locul unde se află un ghețar foarte cunoscut. Deși este un oraș mic, dar foarte însorit, puteți face o mulțime de lucruri, atât vara, cât și iarna, când puteți schia. Numai bine și pe data viitoare!